UPL, lider global în biosoluții, vă recomandă Aminoplant. Bună ziua, bine ați venit la Agricultura, o șansă pentru România. Facem în următoarele 10 de minute o analiză a agriculturii românești printr-o altă prismă, pentru că mă bucur că va fi alături de noi un analist economic pur sânge, un om care a realizat foarte multe analize legate de companii, de industrii, de ramuri. Astăzi a venit și rândul agriculturii. O să vedeți imediat despre cine este vorba și despre ce este vorba. Doar atât să aș mai spune. Faptul că uneori analizele foarte clare din zona economică pot să nu fie sau să nu concorde cu imaginea unei ramuri, respectiv a agriculturii. Pot să deranjeze, să zic așa, pe unii fermieri sau pot să ne arate niște elemente pe care nu le întâlnim în dezbaterile noastre de zi cu zi. Dar ele sunt ele reprezintă o realitate, o realitate pe care trebuie să o înțelegem, să o cunoaștem și eventual să o schimbăm împreună. Așadar, alături de noi și mulțumesc pentru prezență este domnul Iancu Guda, analist economic. Bună ziua, Iancu Guda, mulțumesc încă o dată pentru prezența la Agro TV. Eu mulțumesc pentru invitație și salutări celor care ne urmăresc. Domnul Iancu Guda este un foarte cunoscut analist economic, este un om care spuneam că a făcut mii de studii pe aceste teme, de la companii până la sectoare economice. Este un realizează la, hai să spunem, la Digi24 o emisiune, o rubrică, o emisiune interesantă, Bani în mișcare. De altfel, o titulatura acestei rubrici a fost preluată și în ultima carte a domniei sale. Și peste toate, pentru că din acest motiv l-am invitat alături de noi, a realizat recent o analiză pe care a prezentat-o deja la Bani în mișcare. Mi s-a părut interesantă și am vrea să luăm, să discutăm pe marginea ei. Așadar, Iancu Guda, de la ce ați plecat în analiza dumneavoastră privind sectorul agricol românesc? Și nu numai. Da, așa este. La Banii Mișcare încercăm să ne adresăm și antreprenorilor, nu doar finanțelor personale, și în fiecare săptămână analizăm un sector al economiei. Recent am încercat să aducem în fața antreprenorilor și tuturor celor care ne urmăresc analiza sectorului agricol din România. Am început cu segmentul de cereale, deci cultivare, de la cereale, orez, legume, tutun, plante, producția vegetală, și așa, nu? Mai departe. Producție vegetală. Exact. Exact, iar o altă săptămână o să urmeze, cred că chiar săptămâna viitoare, trecem pe zona de legumicultură, pomi, fructiferi, viticultură, deci orice altceva în afară de cereale. Și practic am analizat situația financiară a tuturor companiilor din România, din acest sector. Iar cifrele nu arată extraordinar, chiar dacă sunt anumite sectoare cu, să spunem, cu un progres care a evoluat mai bine, dar evoluția nu este una extraordinară. În primul rând, dacă ne referim la zona vegetală, avem în total în România cam 10.000 de companii. Mă refer doar la SRL-uri și SA-uri, fără PFA, întreprinderi individuale. Da. Și aici este analiza codurilor CAEN, exact pe sectoarele despre care vă spuneam. Și aici, pe total, la nivel de industrie, de exemplu, avem cifrele la 2020, ultimele situații raportate. În medie, profitul mediu net la nivel de sector agricol în România este cam de 5%. E un profit rezonabil, exact, e mic sau e decent? Cum l-ați caracteriza? Dacă ne uităm la evoluția în timp, lucrurile arată mai bine, pentru că au fost ani în care au fost rezultate mai proaste, dar au fost ani în care, de exemplu, în 2018 și 2019 profitul chiar a fost peste 10%. 2020 a fost un an dificil, a urmat un 2021 cu un record chiar cea mai mare producție agricolă de la momentul aderării la Uniunea Europeană.
dar ceea ce aș vrea să spun este că este foarte volatil. În mod normal nu prea vezi acest lucru în restul sectoarelor. Dacă, păcat că nu pot să arăt un grafic să vedem evoluția pe ultimul deceniu a profitabilității, deci este extraordinar de volatilă. Ani foarte buni, urmați de ani foarte proști, ceea ce arată că nu avem stabilitate, nu avem un rezultat predictibil și totul pare să fie influențat destul de semnificativ, chiar decisiv, de condițiile meteorologice, de condițiile economice generale, de rezultatele din alte țări, ce reofertă. Sigur că sunt legi ce reofertă, spre exemplu, care funcționează în toate piețele, dar nu influențează atât de mult profitabilitatea la nivel sectorial. Și aici cred că avem o mare problemă, da, o mare provocare. Dați-mi voi doar să remarcăm acest fapt, volatilitate, așa cum spuneți. Trebuie să spunem că din discuțiile pe care le avem cu antreprenorii din acest domeniu, ei confirmă acest lucru, se tem de acest tip de volatilitate pe care o văd în propria lor activitate. Aici, dacă voi aveți un minut, mă întorc la expertiza dumneavoastră de celălalt tip, adică din zona de investiții, hai să spunem, personale. Dați-le un sfat acum fermierilor, pot evita acest tip de volatilitate sau cum să se comporte economic vorbind într-un an în care au profitul e prea mic sau e mai mare decât se așteptau sau e mai mic decât în anii normali. Care ar fi comportamentul lor? Rămânând în zona de business, da? Adică antreprenorială, nu finanțele personale. În zona de business, exact. Ok. În primul rând, cred că trebuie să înceapă să gândească la scară mai mare. Pentru că dacă ne uităm tot pe cifre, ca să nu emitem doar păreri, ci să constatăm obiectiv anumite realități existente în sector, în România, cu cât în sectorul agricol în România, cu cât veniturile unei companii sunt mai mari, cu atât profitabilitatea este mai mare. Și asta este datorită faptului că atunci când ai vânzări mai mari care vin în agricultură pe acest segment dintr-o suprafață cultivată mai mare, automat ai economii de scară și investițiile pe care le faci ți le amortizezi mai ușor. Și aici cred că capacitatea de a lucra în cooperativă, astfel încât volumele mai mari să permită realizarea unor investiții, pentru că dacă ai o suprafață foarte mică, agricolă, nu se merită să faci anumite investiții pentru că nu ți le poți amortiza. Deci primul sfat ar fi să dea stabilitate prin volum, pentru că în agricultură cred că gândim la nivel de chioșc, când de fapt afacerile se fac la nivel de supermarket. Avem foarte multă dependență de din cauza lipsei de infrastructură și cred că capacitatea de a practic rezolva o problemă masivă care există în agricultura românească, fărâmițarea terenurilor, granularitatea acestora, și dacă se lucrează la volume, la dimensiuni mai mari, urmează un alt element esențial, capacitatea mai mare de a face investiții. Pentru că dacă ne uităm în România, deși avem o suprafață agricolă foarte generoasă și un potențial agricol enorm, și avem și ani în care recolta este foarte bună, cum am avut în 2021 34 de milioane tone recoltă, cu aproape, nu știu, chiar aproape dublu față de 2020, când rezultatul a fost undeva la 19 milioane, totuși avem productivitate cam în medie, depinde de culturi, diferă de la grâu la porumb, dar productivitatea față de media europeană este cu 35-40% mai scăzută și spuneam aceasta în special din cauza fermentării, pentru că noi avem ca număr de ferme care au exploatații cu o suprafață mai mică de 5 hectare, undeva la 94%. Da. Dacă ne uităm în țări cu bune practici, cum este Cehia, acolo este doar 15%, Franța ponderea este 26%, Polonia ponderea este 55%. Deci ceva similar ca în România. E un specific, dacă putem spune așa, pentru agricultura românească, din păcate poate, sau acesta e specificul cel puțin la momentul acesta.
Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem blocați în ideea că, știți, cred că suntem tributari unor experiențe din trecut, din comunism, nu suntem deschiși la această idee de cooperativă din cauza trecutului și nu reușim să depășim aceste blocaje. Probabil că o să vină și cu generațiile viitoare, dar chiar este mult mai productiv și eficient să lucrezi în echipă suprafețe mai mari. Pentru că această problemă este generalizată. Eu cred că din acest punct de vedere, fiecare individual, vedeți 94% din fermele din România au exploatații cu suprafață sub 5 hectare, sunt mulți puțini, sunt mulți mici și nu au competitivitate, nu sunt puternici, pentru că fiecare lucrează individual, separat. Dacă am lucra comasat suprafețe mai mari și apoi o altă problemă, dacă s-ar rezolva cadastrarea terenurilor care duce mai departe la altă problemă, faptul că terenurile nu sunt cadastrate, acestea nu pot fi gajate ca drept garanție la bancă și avem o problemă de finanțare și pentru că se lucrează la scară mică, producătorul este dependent de un camion, ca să nu spun Samsung sau alte alți intermediari care lucrează sau nu complet legal. Deci, practic, micul producător depinde de un camion care să-i vină la poarta, la curte și să-i cumpere produsul la orice preț. Deci nu există infrastructură de depozitare, o altă problemă, și aici nu mai este apanajul antreprenorilor, fermierilor. Cred că statul ar trebui să vină cu infrastructură pe două zone esențiale. O dată depozitare, ceea ce ar permite și captarea unor volume aferente unor producții la o scară mai mare comasată și apoi industrializarea producției, pentru că practic asta, în lipsa unei industrializări, investițiile sunt limitate, dificile, nu au scară, nu au volum, nu se justifică și practic nu cred că avem o industrie agricolă, cred că avem foarte mulți fermieri mici care nu sunt competitivi și, cum am spus, noi gândim la nivel de chioșc când de fapt se lucrează la nivel de supermarket. Și da, atunci aș remarca faptul, scuzați-mă, că câteva lucruri interesante și importante pe care trebuie să le reținem, cred. Pe de o parte, o productivitate redusă, spuneați cu 35-40% mai redusă decât media europeană. Motivele le-ați enumerat. Cu siguranță mai sunt și altele, dar ele sunt cele mai importante. O lipsă de finanțare a sectorului și exact. Infrastructură. Și aș mai spune că din analiza dumneavoastră sunt două tipuri de, hai să zicem, de rezolvări care ne pot duce înainte. O problemă este cea pe care o pot face fermierii, una pe care ar trebui să o facă statul, nu? Exact, da. Ai punctat foarte bine, pentru că aici fiecare trebuie să contribuie, să nu dăm vina sau să așteptăm de la celălalt. În primul rând, cred că fermierii trebuie să lucreze în echipă, să aibă producții pe recolte comasate, pe suprafețe mai mari, pentru că asta îi va ajuta să facă și investiții, chiar dacă vânzările de tractoare în România au tot crescut în ultimii 10 ani, ajungând la, spre exemplu, aproape de 2700 de unități în 2020, dublu față de nivelul din 2010. Totuși, parcul de tractoare agricole în România este subdimensionat la ce suprafață avem și, practic, 80% este un parc foarte, foarte învechit. Avem 80% din tractoarele agricole în România cu o durată de peste 10 ani. Și aici este, de fapt, ce ar trebui să facă fermierii, din punctul meu de vedere, să lucreze împreună, suprafețe mai mari, să facă investiții ca urmare a acestor comasări, pentru că are mai multă logică și se justifică investiția în echipamente, utilaje, astfel încât să fie productiv, să se instruiască. O altă problemă este că în România, conform unui studiu, și cred că am aici în materiale, chiar n-aș vrea să greșesc și dacă mă uit la detalii, este un chestionar publicat de Comisia Europeană în anul 2020. În fiecare țară au fost chestionați 1000 de fermieri
La noi avem ponderea cea mai mare a fermierilor care învață din experiență, făcând, văzând doar din practică, 96%. Media europeană, să știți că este 70%, și sunt țări cu bune practici, Polonia 52% învață din practică, dar 20% au instruire suplimentară profesională de bază și încă 27% instruire completă, și sunt țări cu rezultate și productivitate mult mai bună. În esență, de ce? Pentru că au un nivel de instruire a fermierilor care nu se rezumă doar la experiența practică, ci și instruire profesională, apoi investiții făcute, dar care se justifică și pentru că au mult mai puține numărul de fermieri care exploatează suprafețe reduse este foarte mic, deci majoritatea lucrează suprafețe mari și la noi, pentru că poate nu sunt fonduri ca să cumperi terenuri, singura soluție este cooperarea și comasarea acestora la nivel de cooperativă, ceea ce cu siguranță va duce la creșterea productivității. Ce poate să facă statul, în schimb, din punctul meu de vedere, sunt două zone esențiale. Primul este să construiască o infrastructură pentru depozitare, pentru că și aici foarte mulți au probleme, trebuie să vândă recolta atunci când o obțin, pentru că neavând capacități pentru depozitare, sunt constrânși să o vândă și nu totdeauna la cel mai bun preț. Dacă poți specula, exploata momentul oportun, atunci cu aceeași muncă vei obține niște venituri mult mai mari, pur și simplu pentru că ai capacitatea să vinzi recolta când prețul din piață este mai mare. Deci aceasta cred că ar trebui să facă statul în primul rând, și în al doilea rând, sau împreună, că n-aș prioritiza, sistemul de irigații, care deși are un progres, ajungând ultimele date pe care le-am putut eu găsi publice, la 2018 avem 626.000 de hectare cu infrastructură de irigații, ceea ce este cam cu 50% mai mult decât în 2015, când erau 441.000. Totuși, înțeleg că undeva la doar 10% din suprafața agricolă arabilă în România are sistem de irigații, și ați văzut că depindem de condițiile meteo, trecem de la agonie la extaz. În 2020 a fost un an dezastros, poate cel mai secetos din câte am înțeles din ultimii 50 de ani, iar în 2021 rezultatul a fost unul foarte bun și recolta pe măsură crescând de la 19,2 la 34 de milioane tone. Deci asta face să fie un record după 2007, de la momentul aderării, cel mai bun an agricol. Dar vedeți, de la dezastru, cel mai slab an, la cel mai bun an, doar în 2 ani. Apropo de volatilitate, da, cum spuneați. Exact. V-aș ruga să ne dați și o opinie legată de finanțare, respectiv de relația fermierilor cu băncile. E o relație destul de tumultoasă. Auzim foarte des această idee că băncile nu vor să financeze agricultura sau finanțează prea puțin agricultura, că dobânzile sunt prea mari. Mă rog, nu intrăm chiar în toate amănuntele, dar știu că sunteți un om care ați lucrat în sistemul bancar sau cu sistemul bancar. Și atunci spuneți-le agricultorilor de fapt ce le lipsește sau ce ar trebui să aibă ca să meargă la un bancher și să le financeze, nu știu, planul de business, activitatea, compania respectiv. În primul rând, nu neapărat la cereale sau mai puțin la cereale în ultimii ani, dar există zone în agricultură unde evaziunea este destul de ridicată și gradul de necolectare TVA este scăzut. Deci dacă nu arătăm cifrele care să reflecte realitatea, aceasta decredibilizează compania și nu devine bancabilă. Mm-hmm. În al doilea rând, orientarea către investiții de tehnologie, de achiziții terenuri, de a lucra la scară mai mare, mai eficient, mai productiv, de-a lungul timpului, confirmă intenția de a dezvolta un business, nu de a finanța un business recurent care rămâne la același nivel. Deci aceasta înseamnă că în timp o pondere din profit să fie reinvestit și în companie, nu doar să fie plătit către dividende și restul să fie finanțare bancară. Da. În al treilea rând, cred că seriozitatea și expertiza fermierului și echipei de profesioniști în care investește pentru a arăta că acolo se iau decizii pe bază de profesionalism și sisteme informatice. Sunt din ce în ce mai multe aplicații informatice care
te ajută să integrezi date, nu doar meteo, despre producție, imaginea de ansamblu a zonei și să integrezi tehnologia în deciziile pe care le iei, să nu mai fie doar decizii pe bază de intuiție, pentru că din cauza acestei dependențe de vreme lucrurile sunt destul de incerte. Apoi, capacitatea de a lucra volume mai mari și dacă individual nu se poate, atunci comasarea și capacitatea de a se finanța prin cooperativă sau la nivel de consolidat poate crește șansele de obținere de finanțare. Și de asemenea, cred că statul ar trebui să continue cum este, cred că se cheamă Agro IMM Invest. Da, un program. Da, în acest context în care există această incertitudine, volatilitate cauzată de tot ceea ce am spus noi până acum, ca să nu mă repet, evident că riscul este peste media la nivel național, dacă comparăm cu alte sectoare, și asta înseamnă că încrederea unui finanțator este afectată negativ. De deci statul trebuie să vină până când se fac aceste infrastructuri pentru depozitare și irigații, trebuie să vină cu scheme de garanții, astfel încât să crească gradul de încredere și accesul la capital mai ieftin, pentru că capitalul în România este scump, să știți, nu doar din cauza companiilor, riscului companiilor, ci și din cauza riscului de țară. Adică dacă România se finanțează pe piețele externe împrumuturi denominate în lei cu 5,5%, cum se poate finanța un privat, fie că e companie sau persoană fizică, mai ieftin? Deci, din start, statul are o problemă, România are o problemă din cauza riscului, că facem deficite în continuu și nu o să deschid această paranteză macroeconomică pentru că nu avem timp. De acord. Dar România se finanțează cel mai scump din Europa, ca stat, ca țară. Automat și companiile din România se finanțează cel mai scump din Europa. Singura soluție pentru a rupe acest cerc vicios este să intervină statul prin aceste scheme de garantare care, datorită garanțiilor oferite de stat, riscul perceput de bancă să scadă și automat costul de finanțare, dobânzile să scadă. Pentru că altfel, dacă lăsăm doar piața pur și simplu cu o dobândă ridicată, o să fie foarte greu și este foarte greu pentru fermier să ia acces la finanțare și la un cost al capitalului care să renteze. Mai avem doar 2 minute și v-aș ruga o scurtă concluzie, Iancu Guda, apropo de cele discutate azi. Dacă veți avea răgaz, vă invităm și cu următoarele analize să le discutăm și aici la Agro TV, dar v-aș ruga o concluzie vis-a-vis de temele de astăzi. Da, dacă ar fi să sintetizăm, cifrele arată foarte bine în anumiți ani, dar sunt ani în care profitabilitatea fermierilor suferă. Randamentul pentru capitalul investit la un fermier se apropie de 25%, ceea ce este peste media națională, deci cred că este un business, o afacere bună, dar care are câteva provocări și ce soluții sunt la nivel de antreprenori, fermieri, trebuie să gândească la scală mai mare ca să facă investiții, să fie mai eficienți atât în tehnologie cât și în echipamente, utilaje, apoi să investească și în oameni, în profesionalizarea lor și a echipelor pentru a lua decizii nu doar pe bază de intuiție, iar statul are obligația, pentru că, din păcate, în mileniu 3 lucrăm ca nevul mediu. 90% din suprafața arabilă nu are un sistem de irigații. Din păcate, nu avem o infrastructură pentru depozitare asigurată de stat și atunci, din păcate, micul fermier depinde de un camion care vine la ușă și vinde la orice preț și nu își exploatează munca, deci, la nivelul potențial maxim. Ne trebuie infrastructură, să zicem, de distribuție, până la urmă, care să ajute distribuție, depozitare, distribuție cu irigații și cu acces la capital competitiv, adică ieftin prin scheme de garantare de către stat, astfel încât să poți să faci un business mai solid. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru analiza dumneavoastră. A fost domnul Iancu Guda, analist economic și un realizator al emisiunii Banii în Mișcare la Digi24. Repet, are și o carte foarte interesantă, vă sfătuiesc sau vă invit chiar să cumpărați această carte pentru că ea se adresează tuturor antreprenorilor. Îl vom mai invita pe Iancu Guda să ne vorbească cum despre agricultură. Mulțumesc încă o dată, Iancu Guda. Mulțumesc și eu, numai bine. Mulțumesc. Mulțumesc, sănătate, Doamne ajută. Toate cele bune. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem, schimbăm subiectul, vorbim despre panificație, despre industria de morărit,
imediat după pauză. Rămâneți cu noi, revenim.